Partidul Social-Democrat intervine pentru oprirea creșterii artificiale a prețurilor la energie electrică și gaze naturale și a crescut plafoanele de venituri pentru consumatorii vulnerabili. Partidul Social-Democrat rămâne singurul partid responsabil care continuă să acționeze pentru rezolvarea problemelor stringente ale cetățenilor. În timp ce PNL și USR se ceartă în biroul permanent pe semnăturile moțiunii, PSD a reușit să obțină votul pentru o comisie de anchetă privind creșterea artificială a prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Printre obiectivele comisiei de anchetă se numără analiza măsurilor Ministerului Energiei, ANPC, ale Consiliului Concurenței și ANR pentru a combate practicile anticoncurențiale și creșterea artificială a facturilor pentru cetățeni. De asemenea, membrii comisiei de anchetă vor analiza posibilitatea reintroducerii, pentru o perioadă limitată, a unor prețuri reglementate pentru consumatorii casnici și IMM-urile afectate de pandemie.